Some of us have known each other from previous Pranic festivals. Unii dintre noi ne știm din festivalurile trecute. Some of us know each other from previous or parallel lifetimes. Alții din vieți anterioare sau paralele. The point is, we all know each other. Ideea e că ne știm cu toți dintre noi. And we're all family here. Și suntem o mare familie aici. So this is the beginning of a beautiful family time. Deci începutul unui timp minunat petrecut împreună în familie. That was the point of this festival. Asta e scopul acestui festival. And that was the main frequency that we wanted to build when we accepted the information that we have a festival to organize. Și frecvența principală pe care am vrut să o construim când am acceptat faptul că trebuie să organizăm un festival. I'm a little bit of a feng shui geek, so when I start talking, I feel everything that is not in order. Sunt puțin obsedată de feng shui, așa că atunci când încep să vorbesc, observ toate lucrurile care nu sunt în ordine. When I tuned into this group the last few days, când m-am acordat la acest grup în ultimele de câteva zile, I started to feel the main frequency of what this gathering is meant to be. Am început să simt frecvența principală a acestei aduneri. If the music is too loud, just let me know. Dacă muzica e prea tare, lăsați-mă, spuneți-mi. The point was to have this frequency of infinite universal love with us, alongside us, all the way through this festival. Ideea era de a avea această frecvență a iubirii infinite alături de noi pe durata întregului festival. So when I tuned into the group, deci când m-am acordat la acest grup, I felt this beautiful, beautiful energy of soul family. Am simțit această energie minunată a familiei de suflet. That we're all meant to weave this together. Că suntem cu toții meniți să împletim asta împreună. So I want to congratulate you for organizing this festival. Deci vreau să vă felicit pentru organizarea acestui festival. Somebody told me earlier, how did you decide to organize this festival? I said, I'm not organizing it. Cineva m-a întrebat mai devreme cum am decis să organizez acest festival, iar eu am zis că nu eu organizez. It's really not me. Chiar nu sunt eu. I received the notification that I have to organize this 3 years ago. Am primit ca o notificare că trebuie să organizez asta în 3 ani. And I was very surprised because I was going up the mountain here. Și am fost foarte surprinsă fiindcă sunt tot cea de pe munte aici. And I was getting this information every year that I have to organize a Pranic gathering in this location. Și primeam fiecare an această informație că trebuie să organizez un festival Pranic în locul acesta. And I thought that maybe it's a retreat with some Pranic friend that I had or something like that. Și s-a gândit că probabil e un retreat cu câțiva prieteni pranici pe care are sau ceva asemănător. But eventually, after 3 or 4 years of getting this message, în cele din urmă, după 3 sau 4 ani de a primi acest mesaj, and after having participated to several Pranic festivals around the world, și după ce am participat la mai multe festivaluri pranice în jurul lumii, I just
learned or noticed that this was about a Pranic festival. Și am dat seama că e vorba despre un festival pranic. So I was amazed, to say the least. Și a fost uluită, cel puțin uluit. I wouldn't have believed that I would be guided to do such a thing. Nu s-a așteptat să fie ghidat să fac așa ceva. I'm going to take just a few moments to check something. Revin în câteva secunde. Perfect. Okay, so because sometimes the internet goes on, off, the phones shut off when we start speaking. Electronics are tricky with handling a lot of energy. And I have to check them from time to time. Trebuie verificată partea electronică din când în când, pentru că uneori fac figuri în această energie aparat. So I said I was amazed to learn that I have to organize this festival because really I thought I wasn't the right person to do it. Deci a fost uimită când a aflat că trebuie să organizez asta, fiindcă nu credea că este persoana potrivită pentru asta. I have been event organizer for more than 10 years. A fost organizator de evenimente pentru mai mult de 10 ani. But 6 years ago I completely dropped that role. Dar cu 6 ani am renunțat complet la acest rol. So I left my company, I left my city, I left everything and I started my holistic journey into writing books, doing therapies, opening training portals all over the world. So that is my job. Și a renunțat la asta și la vechea slujbă, s-a mutat într-un oraș nou și s-a apucat de terapie, a scrie cărți și deschide portalul Pranic peste toată lumea. Asta este noua ei slujbă. So my mind is completely left brain, completely intuitive. Deci mintea este complet, partea stângă este dominantă, complet intuitiv. I'm mostly, I think right brain is the right term. I heard you. De fapt, partea dreaptă. Yes, the right brain, that brain hemisphere is the intuitive one. And I perceive everything as energy, I perceive the energy fields, I don't really perceive time, I sometimes do not perceive space as it is. I'm located everywhere, so it was weird for me to have to organize such a gathering. Percepe totul pe energie și pe energetic, nu prea percepe timpul, uneori nici spațiul și a fost foarte ciudat de vrea să afle că trebuie să organizeze așa ceva. But eventually I said, you know what, you have made me do this, you give me the tools and the knowledge of how to do it and the energy of how to do it. În cele din urmă a spus, tu îmi dai această energie și uneltele de care am nevoie și cunoștințele pentru a organiza așa ceva. So please just give me the right tools, the right guides, the right people around me, whatever it's necessary, because I know nothing. Deci te rog, dă-mi uneltele de care am nevoie, ghizii necesari și oamenii care trebuie în jurul meu, pentru că realitate nu știu nimic. Because since 2013, when I dropped my business job and my businesswoman role, pentru că din 2013, de când a renunțat la, slujba în domeniul business-ului și rolul de femeie de business, I feel like a complete walk-in. Do you know what a walk-in is? Se simte ca un complet walk-in. Walk-in is a spirit that took over a body and is functioning in that role, but completely haven't forgotten all the knowledge that I had before. Walk-in este un spirit care a primit un corp, dar a uitat cu desăvârșire toate cunoștințele pe care le avea. I'm not really that, but just say I was upgraded to something completely new, so the things that I thought I knew before are no longer so important. Nu e chiar asta, dar având acest upgrade, oarecum a uitat lucrurile de dinainte care nu erau chiar atât de importante. So most of the things that I'm going to say are fully channeled, are not coming from my head. Deci majoritatea lucrurilor pe care vă spune sunt obținute prin channeling, nu vin din minte. And the whole job that is here, this Pranic Festival, is also of such. Și acest întreg festival este asemenea. So everything, the way you are in your rooms together, your roommates, everything is just what I've received. And it somehow makes sense at the end of the day.
Deci totul, până în cele mai mici detalii, până și felul în care sunteți cazați, sunt lucruri primite de către ea și până la sfârșit vă face, vă rog sens. Sometimes, in these gatherings, things can get weird a little bit. Uneori, în aceste adunări, lucrurile pot deveni puțin ciudate. Things happening, apparently, for no meaning, no reason. Aparent, unele lucruri se întâmplă fără niciun motiv. And sometimes you get tested on some stuff. Și uneori primiți diverse teste. Tested means when you're challenged into something that you're meant to overcome, yes? Adică provocare într-un domeniu în care trebuie să rezolvi. Some role that you might be clinging in. Poate un rol de care vă puteți agăța. Maybe the role of an important person that needs a certain room in a certain place or a certain roommate of a certain type. Poate rolul unei persoane importante care are nevoie de un anumit loc într-o anumită cameră sau un anumit coleg de cameră. Or maybe the role of a person who's very, very sensitive and he doesn't want to hear or feel certain things. Sau poate rolul unei persoane care e foarte sensibilă și nu vrea să audă sau să simtă anumite lucruri. When you're in that phase, just remember, it's just a coat. Be ready to drop it. Deci ține minte că este doar ca un înveliș și fii pregătit să renunți la așa ceva. Ca o haină, dar dezbracă-te de ea. Nu ține pe tine prea mult, dar nu-ți trebuie. It's like a coat. You don't have to wear it too much. You don't need it really. Last night, I kept having a download in my head, some words that were being repeated to me, so I wrote it down to speak it exactly. Noaptea trecută am tot primit niște cuvinte, aveam niște cuvinte în cap și le-am notat ca să le pot reproduce exact așa pe ele. So this phrase is very, very important, I feel, to some of us. Deci, fraza propusă ce urmează e foarte importantă, cred, pentru unii dintre noi. Try to minimize your expectations and maximize your expansion. Încearcă să-ți minimalizezi așteptările și să-ți mărești la maxim expansiune. Try to minimize your expectation and maximize your expansion. Deci minimalizează-ți așteptările și ridică-ți la maxim expansiune. Try to minimize, really minimize your expectation and maximize your expansion. Cu adevărat, minimalizează-ți așteptările și mărește-ți expansiunea. So that you can get the best of this gathering. Otherwise, you're going to trick yourself into believing that you need to get something or do something and that's going to keep you off your path. Altfel te vei păcăli pe tine însuși cum că trebuie să primești ceva sau să faci ceva și asta te va lua de pe cărarea pe care trebuie să fie. Who here resonates with? I have no idea, thank you, I have no idea who I'm speaking for, but since I got it so many times, I said, okay, I'm going to say it. Cine simte că rezonează cu asta? Now, I want to learn about you, because you're such a wonderful gathering, and always in Pranic gatherings, I'm in awe, and I'm so honored to be among so beautiful masters. How many of you here have been before in a Pranic gathering? Câți dintre cei prezenți aici au mai fost la un festival Pranic? How many of you have done a Pranic process of some sort? Care dintre voi ați or fasting, ați avut un proces Pranic sau un fel de post? How many of you think that this reality is really possible? Câți dintre voi cred că această realitate e chiar posibilă? How many of you think it's impossible but just want to check what is? Cine crede că e imposibil doar dacă o să verifice? And how many of you are here just because you're curious and have no idea why you're here? Și cine e aici doar pentru că e curios și nu are habar de ce e aici? In Pranic gatherings there's some who are really in that stage and it's a very beautiful stage. That's the minimum expectation stage where you get it all usually. Acesta e un nivel foarte frumos, este cel care are așteptări minime și primești doar. I'm going to speak about a few organizing details. It's not so much fun when I speak this, but it is necessary that we present some details, yes?
trebuie să vă prezint niște detalii organizatorice, nu o să fie foarte distractiv, dar e necesar. One second. O secundă. So over here you have the schedule in Romanian and English, and the presenter of the presenting of the speakers in Romanian and English. Yes? Deci aici aveți orarul în română și engleză și prezentarea speakerilor în română și engleză. You can help yourselves with whatever you need from there in terms of these sheets of paper. Yes? Luați de acolo aceste foi dacă aveți nevoie. You can give them to your roommates if they don't have any. Just let people know that this is the space where you can get your information. Le puteți da colegilor pe cameră și lăsați oamenii, spuneți-le oamenilor că de aici pot lua aceste informații. We're going to start every morning about 9 a.m. Începem în fiecare dimineață în jurul orei 9. Usually at 9 a.m. there are some of the most beautiful, all conferences are amazing. But we've made it such that the presentation in the morning is one that fine-tunes the group very well. Am făcut în așa fel încât prezentările de dimineață sunt cele care acordează grupul cel mai bine. So those of you who are late sleepers, who like to sleep late, maybe you don't want to miss it, but you take your time and do whatever you feel. I'm just mentioning that you might want to be here. S-ar putea să vreți să fiți aici chiar și cei care preferă să doarmă până mai târziu, dar fiecare face ce vrea, eu doar v-am spus cum ar fi cel mai bine. Most conferences are for 1 hour and a half. Majoritatea conferințelor durează o oră și jumătate. There's half an hour break between the conferences. Avem o jumătate de oră pauză între conferințe. At lunchtime. La ora prânzului. The first day tomorrow is going to be 2:30 and the rest of the days is going to be 12:30. Prânzul va fi mâine la 2:30 și restul zilelor la 12:30. That's when you have a larger break, a longer break. Atunci veți avea o pauză mai lungă. I think it's a 2 hours break if I'm calculating correctly, yes? I'm always with time and numbers when I speak, it's very difficult. But I think it's 2 hours, yes? In those 2 hours, just take advantage to network with the group, to have your lunch if you're still using physical food, to do these kinds of stuff, yeah? În aceste 2 ore de la prânz, veți avea timp să mâncați, să vă conectați cu grupul, să faceți toate aceste lucruri. So that in the rest of the day you have the right time to join the conferences at the right hour. You don't want to miss it by eating food or being somewhere with it. You do what you feel, but I'm just saying how you can synchronize with the group then. Cel mai bine ar fi ca în aceste 2 ore să faceți tot ce aveți nevoie ca să nu pierdeți timpul în momentul în care trebuie să fiți la conferință. Then normally we finish at about 10:30 in the evening. You can see that the last conference is at 9 p.m. and we finish around 10:30 p.m. Apoi, în normal, trebuie să terminăm la ora 10:30 seara. After that, we might have some dance, some music, some party. We're going to see how the group synchronizes and what needs to be done in every evening. După asta, am putea avea o petrecere, puțin dans. Trebuie să vedem cum se sincronizează grupul și ce trebuie să facem. But just make sure that you take your light dinner at the end of the day. Dar asigurați-vă că veți avea o cină ușoară la sfârșitul zilei. There's a few restaurants in the area. One is right at the villa next to us, in the same yard. Avem câteva restaurante aproape, una e chiar în această villa. And the other one is close to Căprioara Pension. So you're going to see the name, Căprioara, and you're going to see a restaurant next to the monastery. Și altul e aproape de pensiunea Căprioara, veți vedea scrie mare Căprioara, aproape de monastery. This is where you can get your food. Not all of you have to be on Pranic. Aici vă puteți lua mâncarea, nu trebuie să stați toți numai pe Pranic. Those of you who feel the need to eat, don't push yourselves into fasting. Just take maybe lighter meals, but take some meal if you need to. Cei care simt nevoia să mănânce, pot mânca, nu trebuie să vă forțați să țineți un post anume.
Normally, this is not a place for fasting or going through a pranic process. This would be maybe too strong for you. There's a lot of strong energy here. Not really accustomed for fasting at the moment. În mod normal, acest loc este foarte potrivit pentru un anumit post sau renunțare la mâncare. Deci fiecare să facă ceea ce simte. I'm just saying that to some it might be stabilizing to fast here if you're not used to that. Zic doar că pentru unii ar putea fi o destabilizare să țină un post aici, dacă nu sunt obișnuiți cu așa ceva. So just tune into your body very, very well and see what you really need. Yes, don't push yourselves. Deci ascultați-vă corpul de fapt de bine și vedeți de ce aveți de fapt nevoie, nu vă forțați. Also, if you feel to eat lighter, those of you who are heavy eaters, și dacă unii dintre voi simt nevoia să mănânce mai ușor, just listen to your body and do so, because there's a lot of pranic intake that we're going to do here, and you might notice that your body is reacting to certain foods that you used to like, yes? Ascultați-vă corpurile și faceți astfel, fiindcă veți primi foarte multă prana și puteți observa că o să reacționeze diferit corpul vostru la anumite mâncăruri pe care le ați foarte atașați. So if you notice that your first day you ate a pizza and you got all bloated or sick, just don't do it the next day as well, because there's a lot of energy here and your body is taking nourishment from two sources, yes? Prana and food. Deci dacă, de exemplu, prima zi mâncați o pizza și vă simțiți rău, a doua zi puteți să nu mai faceți asta, fiindcă deja corpul vostru are două surse de hrană, prana și mâncare. This is a place of very accurate fine-tuning, so just make sure you're in that zone of fine-tuning and listening to yourself and listening to your body, and do not go from your mind, do not go from the achievement game, so that you can get the best outcome of what is happening here. În acest loc se face un acordaj foarte subtil, foarte minuțios, deci nu este nevoie să vă ascultați neapărat mintea sau să mâncați de îndecomie, doar ascultați-vă corpul și faceți ceea ce simțiți. Yes. So that's the main thing. If you have any questions, of course, you can contact me and approach me personally and see what we can discuss. The other speakers as well, I'm offering therapy here during lunch break, or evening time is not possible really. There's the other speakers who are also going to do that for you. So you might want to tune into the ones who you feel you resonate with, so that also you can get the right answers or whatever it is that you need. Eu voi face terapie cu voi dacă simțiți nevoia în pauza aceea de masă de 2 ore. Dar la fel vor face și ceilalți speaker, deci vedeți cu cine vă potriviți, la cine simțiți nevoia să, cu cine simțiți nevoia să interacționați și faceți în așa fel. There's going to be exercises and meditations every day to maximize or increase your pranic intake. That might bring some changes in your body or energy field. Fiecare zi vom avea exerciții care vor mări capacitatea de a primi prana, ceea ce vă poate schimba cumva corpul. Also, there's a lot of mixed energies of several speakers and also several pranic people that you're encountering, yes? Și va fi de asemenea un mix de energie de la mai mulți speakers și oamenii cu care interacționați. I just want you to be aware of that and really feel what you feel, if you need to rest, if you need to eat less, if you need to lay on the ground. I hope something's going to be with us all the way through this gathering. Just do so, because it's a different type of gathering, and it's really, really very powerful. Most people's lives have changed after such a gathering. How many of you have been with us before? Cine dintre voi ați mai fost aici la acest festival? Și de asemenea fiți foarte atenți la ce simțiți, fiindcă vor fi multe schimbări și viețile multor oameni s-au schimbat până. How many of you have there's more to come from those of you who were last year's, but how many of you have felt certain changes after participating to the gatherings? Care dintre voi au simțit schimbări după ce au participat la acest? So the percentage is 100%, yes? So that's why we're saying that
It's a fabulous gathering. It's great for shifting and transforming, but it's also, it can be challenging in a good way, and just be aware of that. And don't take your mind serious at all. Deci este o adunare minunată și cu siguranță vor exista schimbări, dar să nu vă luați în serios minte. Don't take your mind too seriously at all. Just be prepared to stay open and be kind. Dar fiți pregătiți să fiți cât mai deschiși și generoși, să aveți compasiune. Blânzi. Just know that myself and the people from the places where you are hosted are doing our best so that you feel good, yes? Să știți că eu și oamenii care vă găzduiesc facem tot posibilul să fie tot mai bine. And to organize these things properly and so on and so forth. But your ability of feeling good might also depend on your inner work. Și abilitatea voastră de a vă simți bine, de asemenea, depinde de munca pe care aveți voi. So it's not always our responsibility, that's what we're saying. So if you get challenged in any way, let us know what you're encountering, but it might not be necessary that we change it. Deci dacă aveți vreo provocare, spuneți-ne, dar se poate să nu fie neapărat o provocare pentru noi, ci ceva ce trebuie. It might be necessary that you change your perception. S-ar putea să fie necesar să vă schimbați voi în percepție. That's the kindness that we invite you to. La această blândețe vă invităm. So much talking. I haven't talked so much in such a long time. I live in a mountain by myself, actually, when I'm not living in gatherings and in conferences. So, I see that time has passed. You is, of course, you have seen, those of you who have watched our pages and everything else, that we have some fabulous speakers here. Vă cei care ne urmăresc pagina au observat că avem niște speakers foarte, foarte fine. I wish I would have them all in this room now to present them to you. Mi-ar fi plăcut să i-am pe toți în această cameră acum să vi pot prezenta. Da? Some of them are still on the road and some of them haven't been able to make it. During the past 2 days I've had some surprises and they had some surprises too. Unii sunt încă pe drum și în ultimele 2 zile am tot avut surprize, eu și ei. So this is a self-filtering gathering. Deci este o adunare oarecum care se autofiltrează. And those of you who are meant to be here are here, and those people who for some reason weren't meant to be here or had something else to do couldn't be able to make it. They missed their flights, some of them had some troubles with their bodies, so eventually they didn't make it. Deci cei care trebuie să fie aici sunt aici, iar cei care în moment încă nu au venit, ori și-au pierdut. So, Erica, for example, who you saw in the schedule, hasn't been able to make it because she has bumped her head very strongly and now she's having a swollen area at her head that is not healed yet. And it happened 2 days ago, so she couldn't make it. Spre exemplu, Erica, cu 2 zile s-a lovit foarte tare la nivelul capului și de aceea nu a putut veni, deoarece are o zonă plată. And our morning yoga teacher, Diadorje, was meant to arrive yesterday, but his flight, he missed his flight for some reason. Și Diadorje, de exemplu, profesorul nostru de yoga de dimineață, a pierdut ieri avionul pentru aparent niciun motiv. To me it makes kind of sense because outside we couldn't do yoga in such a weather, but he was a little sad to not be able to be here. Are sens pentru că astăzi nu am fi putut face yoga afară pe vremea asta, dar el a fost puțin trist că nu am putut ajunge. We will also have here with us Kai Hooger, who is still arriving somewhere on the road probably. Kai Hooger este pe drum, probabil.
And Pascal Martelli with his partner is also arriving, but later tonight. Și Pascal Martelli cu partenerul lui va veni mai deseară. And we have here amongst us two of the wonderful speakers, Galina and Alexandra. Și avem alături de noi doi speakeri minunați, Galina și Alexandra. And I want to say that I'm very, very honored and grateful that they are here prior to everyone else. Și este foarte onorată și mulțumită de faptul că ele sunt aici înainte a celorlalți. They have arrived 3 days ago and they have helped me so much with the energy work that has to be done before a festival. Au ajuns acum 3 zile și au ajutat foarte mult cu munca energetică care trebuie depusă înainte a unui festival. You know, before a festival it's not only about what rooms to book and where to go. Nu e vorba doar de ce camere trebuie chiriate și unde să mergem. Our work consists in mainly preparing the field, and that's the most important work of all. În mare parte, munca noastră este a pregăti câmpul energetic și cea mai importantă parte a muncii. We basically tune into every person that is thinking to come. În principal, ne apropiem la fiecare persoană în care se gândește să vină la festival. Then the right ones are selected and are given the tools to be able to make it. Apoi cei care trebuie să ajungă, primesc ustensilele de care au nevoie ca să ajungă aici. Then they start to be synchronized. You might have had some shifts in your lives the past few months or days. Și ce va fi acordat? Se poate să fie avut niște schimbări în viața voastră în ultimele luni sau zile? And we work with every building that we're going to inhabit and the owners of it so that they also are in tune with this gathering. Și apoi lucrăm cu fiecare clădire pe care vom sta și cei ce dețin acele clădiri. That's why we recommend that you book the rooms with us, because every room has its own cocoon of pranic synchronization. De aceea recomandăm să vă chiriați camerele alături de noi, pentru că fiecare cameră are cam un cocon propriu de energie pranică. And you are helped to be in harmony in these spaces, rather than having some hotel somewhere with very, very noisy people. Și sunteți ajutați să vă acordați la aceste locuri, mai degrabă decât a închiria o cameră de hotel undeva cu oameni foarte religioși. So that's also part of our work. Și asta e o parte din munca noastră. And also we work with the energy grid, you know, the pranic grid above the place. Și lucrăm de asemenea cu rețeaua energetică de deasupra acestor locuri. We prepare the country and we prepare the other portals to be able to receive what we emanate from here. Pregătim țara și celelalte portaluri pentru a fi pregătite să primească ce emană noi. So during the past 2 weeks I've been traveling through various mountains. Deci în ultimele 2 săptămâni am călătorit prin diverse munți. Working with very, very powerful energy fields that were able to nourish this area and be nourished back by it. Și lucrat cu energii foarte puternice care pot hrăni această zonă și pot fi hrănite de această zonă. I have spent 2 weeks in Mount Shasta in the redwoods of California. 2 săptămâni am petrecut în muntele Shasta din pădurea roșie în California. I had been invited to hold a talk at the Resonance Science Foundation of Nassim Harami. Am fost invitat să țin o prelegere la organizația lui Nassim. That has facilitated me to be able to work with these energy vortexes and prepare them to connect with us here. Și asta mi-a permis să lucrez cu acele vortexuri energetice și să le pregătească să lucreze de asemenea cu noi acum aici. I will share more about it in the conference about the science of pranic nourishment, but I just wanted to mention that specific place, which is Mount Shasta and the redwoods. Va vorbi mai mult în timpul conferinței, dar a vrut să specifice acest lucru și să vorbească despre muntele aceasta și pădurea roșie. Then a few days ago I have returned to Romania. I'm still jet lagged a little bit. A
acum câteva zile s-a întors în România și încă suferă puțin jet lag. But since then I've been twice invited to come to the Sphinx. Dar de atunci a fost de două ori invitată să meargă la Sphinx. We have a Romanian Sphinx here in Romania. Avem un Sphinx român. Which is connected to the Sphinx in Egypt and many other Pranic portals. I will talk about it also in the next conference. Care conecta cu Sphinxul din Egipt și sunt multe portaluri planice despre care vă vorbi în conferința. So twice I've been climbing there in the past few days just to open up some gates, and it's been a powerful energy portal called the Lion's Gate on 8-8 on August 8. How many of you know about it? The Lion's Gate? Yes. Mm-hmm. That was a time of big shift for humanity and big shift for the galaxy, and the galactic friends have worked diligently with us to be able to get through the shift. Very powerful energy from the central sun has been and is coming through us and with the planet in the past few weeks, and especially after 8-8. A lucrat pe Sphinx de două ori în ultimele zile și a lucrat cu multe vortexuri energetice, unul dintre acestea fiind și vortexul leului. Pe 8 august a fost o zi foarte importantă pentru umanitate. De asemenea, Soarele Central a interacționat cu noi foarte mult în această perioadă. And so, that has been part of preparing the field for this festival. And also here we have, with Valina and Alexandra, visited certain temples and certain areas that were meant to also be part of this gathering with their energy. So it was a big weaving. That's why... Și asta este doar o parte din munca pe care am depus-o în acest timp. De asemenea, Valina și Alexandra a vizitat mai multe temple și locuri cu energie puternică. That's why this last evening you haven't seen me too much around, because I was somewhere working with a very, very powerful energy and we've barely been able to come back here. Like, literally. Deci de aceea nu prea ați reușit să mă vedeți azi prea mult prin zonă, fiindcă am lucrat cu energie foarte, foarte puternică și abia am reușit să ne întoarcem în timp util. So those of you who were a little upset with me last evening, I hope you're not anymore. Deci cei dintre voi care erau puțin supărați de mine, sper că va trec. This is a very weird role for me to weave the fifth dimension into the third dimension. E foarte ciudat pentru mine să împletez această dimensiune a cincea, dimensiunea a treia. So there I am in a huge energy vortex working with light beings and spaceships and stuff that I couldn't even mention fully. And then I have to come and book rooms and make sure that the bathrooms are clear or something like that. And I'm like, what? Deci a fost foarte ciudat pentru ea să treacă de la lucrul în alte dimensiuni cu diverse ființe de lumină și să ajungă într-o zonă în care trebuie să se ocupe de închirierea diverselor camere și de a se asigura că căile sunt curate și lucruri de genul ăsta. Sometimes it's really difficult for me to cope with the shift between the two roles. Uneori e foarte dificil pentru ea să mă acordez cu schimbarea dintre cele două roluri. Și mai ales când se întâmplă la distanță de câteva minute. This minute I'm out there being an expanding light being, and the next minute I'm here doing a very, very common job. Poate fi într-un moment, într-o altă dimensiune, lucrând cu entități foarte puternice și apoi să trebuiască imediat să facă treburi foarte lumești. So if you see me around here being a little bit discombobulated, just know that this might happen. Deci dacă o vedeți pe aici fiind puțin aeriană, să știți care este motivul. I just wanted to present myself to you fully, or just as much as I can now, so that you know what you're dealing with. Am vrut să se prezinte vouă
cât de bine poate ca să știți cu ce aveți de-a face. Okay. So that's why I'm inviting you to kindness. The other beautiful speakers, ceilalți speaker foarte frumoși, are of course Jasmine, who has been, she says she's the grandmother of Pranic nourishment. Una dintre ele este Jasmine, care zice că e bunica Pranice. How many of you know her? Cine o știe? Okay. She's one of my dearest mentors and friends. And many times I've been in training with her since 2009. And this year, first dark room with her has been in 2013. That's when I dropped all the things that I was doing before, including my business role. Este una din cele mai dragi prieteni ale ei și mentori. Lucrează pe Anca din 2009 și 2013 a fost primul dark room retreat făcut de ea, pe care a ajutat-o să renunțe la vechea viață. And this year I had another 17 days in dark room, 7 with her, 7 with Matakchia and 10 with her. Și anul acesta am mai stat 17 zile în camera plecată, 10 zile cu ea și 7 cu Matakchia. And it's always beautiful to meet her. She's the president of the Global Congress for Spiritual Scientists. E președinta Congresului Global de Științe Spirituale și meditează de 42 de ani și se hrănește cu prana din 93. She is the president of the Global Congress for Spiritual Scientists and she is nourished by prana since 93 and she's meditating for 42 years. So quite a nice person to meet. Tomorrow morning at 9 you are able to meet her online. Mâine la ora 9 veți întâlni online. And you'll be able to ask personal questions to her and she will answer it to you. Și veți putea adresa diverse întrebări personale, dar ea vă va răspunde. Then you are able to meet me. Apoi mă veți întâlni pe mine. You have my description in the speaker's description here. Aveți descrierea ei în paginile în care sunt descriși toți speakerii. It's basically quite a few lifetimes operating as spirit, as light being. Își face treaba ca ființă de lumină, ca spirit. It doesn't say that here. I'm operating as spirit in many, many realms. Nu scrie asta acolo, dar lucrează ca spirit în multe dimensiuni. Being in several councils that have to do with galactic harmony. Este mai multe consilii care au de-a face cu armonia galactică. So my light being aspect is very active and very diligently working that this planet is evolving in the right direction. Deci rolul ei ca entitate de lumină este foarte foarte harnic în această direcție a evoluției planetei. And then I'm in this body. Și apoi este și în acest corp. Where for about 10 years I've been doing constant meditation and healing work. În care de vreo 10 ani face meditează constant și de asemenea practică terapie de vindecare. I work with yoga, with qigong, with various Tibetan methods of pranic circulation. Cu yoga, qigong și diverse metode tibetane de mișcare a pranii. And also feng shui and traditional Chinese healing and so on. So this experience has led me to decrease my pranic, my food intake. Și de asemenea feng shui și diverse practici. Și asta a ajutat-o să își micșoreze cu mult cantitatea de mâncare pe care consumă. To the point where now I prefer liquids or soups. Până în punctul în care acum prefer supă sau diverse lichide. Once or twice per day I might take a juice. These days I didn't take much, but usually that's my rhythm. O dată sau de două ori pe zi prefer un suc. Astăzi nu am consumat încă unul, dar de obicei cam asta. And sometimes when I'm really guided to, like for example in the dark room after the dark room with Mantak Chia, I do consume solid food sometimes when I have to meet for
frequency with a certain type of group that has a certain type of beliefs, and we have to work together, and I'm not supposed to be on a totally different bandwidth. That's when I consume vegan food in very small quantities. Și uneori când este ghidat în acest sens, mai ales când trebuie să întâlnesc cu diverse persoane sau grupuri care au aceste credințe și trebuie să lucreze împreună cu acestea, consumă diverse alimente vegane în cantități mici. Pentru a se acorda la aceste grupuri și persoane. Yes. So some of you who might see me eating, it's mainly because it's necessary to do an energy synchronization. My feeling of feeling hungry has disappeared in 2016. Deci dacă o vedeți mâncând, este din acest motiv pentru a realiza un fel de sincronizare energetică, iar senzația de foame a dispărut în jurul anului 2016. I've been for 40 days without food and most of the days without liquids. A trăit timp de 40 de zile fără mâncare și majoritatea acestor zile fără lichide. Because I couldn't swallow, not because I wanted to fast. Fiindcă nu puteam ghiți, nu fiindcă am vrut ea să țin. It was a natural pranic time that has been given to me just to see how it feels and to know that this is possible. Acest proces pranic s-a întâmplat în mod natural pentru a o ajuta să vadă cum este și că este posibil. And since then I'm in a very flexible mode of whatever my body feels, most of the times on liquids. Și de atunci este trăiește într-un mod foarte flexibil, ascultându-și corpul. And having started this, I've also joined many projects like the Pranic Consciousness Process, which is a platform where I've interviewed and had online meetings with all the pranic people that I know. Și de atunci s-a alăturat mai multor proiecte, cum ar fi și procesul Pranic, unde intervievează diverse persoane din acest domeniu. The Pranic Festival in Romania for the last 3 years. Festivalul Pranic din România în ultimii 3 ani. 5 books on this topic that are there on this table and you can consult them. A scris 5 cărți pe acest subiect care sunt pe acea masă și le puteți citi. Some 14-15 humanitarian campaigns in this country. 14 sau 15 campanii umanitare în această țară. I don't remember. Nu știu amintește. And so many other projects that are still in the making. One of them now is to bridge science and spirituality regarding pranic nourishment. And I'm in the works of checking or measuring pranic people with several organizations like HeartMath and the Resonance Science Foundation and the tribe have been, the tribe representatives have been approached lately with this topic and Greg Braden and so on. We're gathering together to be able to really measure what's happening in the human body when nourished by prana, so that we have the science of it behind it and see what's really what would be useful for the health, for the health industry maybe, or for the holistic health, to be studied on this topic. That's my next project that, makes my heart sing. Și se ocupă mult și cu a realiza o împletire între știință și spiritualitate. În principiu, diverse măsurători asupra corpului uman, care este hrănit de prana, lucrează și cu HeartMath. De exemplu, și aceste tipuri de proiecte chiar o fac foarte fericit. So in the last gathering in US, I've been contacted and been in touch with many scientists that are willing to participate to this and hopefully we're going to start. Deci la ultima întâlnire din Statele Unite a fost contactat de foarte mulți oameni activi în acest domeniu și speră să înceapă colaborare cu ei cât mai curând. Then another beautiful speaker is Tian Yin. I don't know how many of you know her. She's a beautiful Qigong master. Now she's living in Germany, but she's originating from China.
Un alt speaker minunat este Dianin, nu știu câți dintre mulți să o cunoașteți, e un maestru Qigong minunat, trăiește în Germania, dar vine din China. She's having this motto that I'm loving so much. She says, the more your heart is open, the more the gate of heaven is open to you. Are această zicală pe care ea o iubește, cât inima îți este mai deschisă, cu atât și poarta raiului îți este mai deschisă. So she's been learned by Prana since 93. Se hrănește și ea tot din 1993. And very, very powerful heart emanation. Și emanații ale inimii foarte puternice. Very similar to Kuan Yin, if you know her, the goddess of compassion from East, that's the frequency of Kuan Yin. Ca și Kuan Yin, care este o zeiță a compasiunii din țările estice. Then of course Galina, was nourished by Prana since 2003. Și apoi avem și pe Galina, care se hrănește cu Prana din 2003. And she is doing amazing planetary work, gatherings with Prana all over the world. She's participating as a speaker. Și participă ca speaker în multe festivaluri din jurul lumii pe subiectul Pranic. And she's a healer, researcher and teacher of meditation for many, many years. Și este un vindecător, profesor și predă în acest domeniu al meditației de mulți ani. And she's created more than 10 types of workshops with the topic of pranic nourishment. Și a creat mai mult de 10 tipuri de workshop-uri având ca subiect această hrană, hrănire cu prana. She and her daughter Alexandra are running a prana center in Crimea. Ea și fiica ei Alexandra se ocupă de un centru pranic în Crimea. And that's where there are several options of pranic process that you can access. Și acolo sunt multe opțiuni ale procesului pranic pe care le puteți accesa. You can see the topics of that she will approach in the schedule and on this description of speakers. Puteți vedea subiectele pe care se ocupă în acest orar și în această foaie descriptivă a speakerului. The meditations with Galina are really, really fabulous. Și meditațiile Galinei sunt cu adevărat minunate. Then hopefully in Sunday we're going to have Dr. Sudhir Sah. Apoi sperăm ca duminică să ne bucurăm alături de doctorul Sudhir Sah. Sudhir Sah. Sudhir Sah. He's one of the main scientists that have studied breatharians in hospitals. Principalii oameni de știință care au studiat pretarieni în spitale. So, for 24 days, he has been doing studies on Pralad Jani. Does everybody see me if I sit like this? Mă vedeți dacă stau așa? Has been holding studies on Pralad Jani, who was nourished by Prana for 70 years. 19 zile a studiat un pacient care este hrănit cu prana de 70 de ani. So he has taken him to his hospital, he has monitored all his body functions. L-a luat la spitalul său și a monitorizat toate funcțiile corpului. He has noticed whether he's taking any physical food in any way. A fost atent dacă acest pacient se hrănește cu hrană fizică în orice mod. He has had very, very strict supervision with cameras, with security, with several 35 specialists studying this man. A fost supravegheat într-un mod foarte strict, cu camere de filmare, cu 35 de specialiști care studiau acest om, cu oameni de securitate. And after two studies, one for 10 days and one for 14 days. Și după două studii, unul de 10 zile și unul de 14. Eventually, cele din urmă, they had to accept
that there's no other possibility that this, that there is nourished by prana, because his body functions were perfect. Au trebuit să accepte că nu este nicio altă posibilitate decât cea care se hrănește cu prana, pentru că funcțiile corpului său erau perfecte. He was even producing urine in his bladder, and then the urine would disappear, which is kind of weird, don't you think? Ba chiar corpul lui producea urină vezică, care apoi dispărea, ceea ce este destul de ciudat. So, Dr. Sa has been accepting to have an interview with me 2 or 3 months ago. Deci doctorul s-a acceptat să aibă, să-i ofere un interviu cu 2 sau 3 luni. He's very passionate about pranic nourishment and breatharianism and energy work in general. Este foarte pasionat de lucruri cu prana și lucruri cu energie și breatharianism în general. But he's also the director of the neuroscience section in the hospital, biggest hospital in Ahmedabad, in India. Dar de asemenea directorul unui spital de neurochirurgie. Neuroștiință din India. So, and he's very open to share with us on this topic. And actually, he's also open to participate to the study that I'm suggesting to all the scientists that I know. Și este foarte deschis a vorbi cu noi și de asemenea de a participa în acest studiu pe care îl propun. So I invite you to Google for this interview that I had with him, or maybe I'll transmission on the group. He has a great speech, bridging science with spirituality. Deci de asemenea vă invit să îl vedeți pe Google, acest interviu pe care l-a avut cu ea. Are un discurs foarte, foarte fain legat de legarea aceasta în științei cu spiritualitatea. And this autumn I'm invited in India to join him in his hospital and to visit him so that we can talk more on how we could collaborate. Și în această formă este invitat în India să vadă în spitalul acesta și să discute despre o colaborare. He was also wishing to be here in person, but his birthday is this Sunday. De asemenea, și-ar fi dorit să fie aici în persoană, dar e ziua lui duminică. And that's why he has a question mark in our schedule. We don't know exactly if he's well able to make it online. But if his children let him have 1 hour for us, then he's gonna join us, for sure. De asemenea, are semnul întrebării în programul nostru pe acele foi, dar dacă copiii vor permite să aibă o oră alături de noi, îl vom vedea. Because his whole family is at his house celebrating him. That's why it's a question mark, yes. Pentru că întreaga lui familie este la casa lui și de asemenea, de aceea are un semnal întrebării. Then Daniel, that you see in that schedule, is a pranic child that I met in Mexico. Apoi puteți vedea în acel program pe Daniel, care este un copil pranic pe care l-am întâlnit în Mexic. He has come here with his family in 2014. A venit aici cu familia lui în 2014. In Mexico, because his family didn't know what is happening to the child. În Mexic, deoarece familia lui nu știa ce se întâmplă cu acesta. The child was 9 of age and not consuming physical food for 9 years. Avea 9 ani și nu a consumat hrană fizică de 9 ani. So he had some maternal milk. Deci primea lapte de la mamă. When he was little. Când era mic. And then after that, no other physical food. He sometimes tasted baby food, but he didn't really like food ever, and he at some point told his parents that I do not need to eat. Și a gustat de câteva ori hrană de bebeluș, dar nu-i plăcea mâncarea fizică și le spunea părinților că nu are nevoie de ea. So in 2014 he joined us in a pranic gathering in Mexico. Deci în 2014 s-a alăturat la o adunare pranic. Coming there with his whole family so that his family could understand what is happening and how this reality is possible, because they were desperate for 9 years. No doctor could tell what's wrong with the kid. Și a venit cu întreaga familie pentru că toți voiau să înțeleagă ce este în regulă cu acel copil. Niciun doctor nu a fost în stare să le explice. So Daniel is a very good friend of mine. We love each other very much, and so are all the other speakers, actually. Și Daniel, ca
ca și toți ceilalți speakeri, este un foarte bun prieten de-al ei și cu toții se înțeleg foarte, foarte bine. So he is very happy to be participating now to Pranic Festivals and the Pranic Consciousness Summit, the online platform, because he's finally meeting and talking to other people that are of the same. Și este foarte entuziasmat să participe la adunări de acest fel, pentru că în sfârșit are oameni care poate vorbi, oameni care sunt cât de cât apropiați stilului lui de viață. Have you ever heard of him before? Ați mai auzit el? Yes, good. Some no, some yes, okay. Mantak Chia is one of my favorite teachers and mentors. Mantak Chia e unul din profesorii și mentorii preferați. We've been collaborating for 4 years now in various projects. Colaborează de mulți ani în diverse proiecte. He's been interviewed in the Pranic Consciousness Summit, the online platform. A fost intervievat pe platforma online a summitului conștiinței. But also participating to the Pranic Festival 3 times already. Da, a participat asemenea de 3 ori în festivalul Pranic. He's going to be here in Romania in November. On November 1st he has a workshop in Constanța. Va veni în Constanța pe 1 noiembrie. Are un workshop acolo. He's a very powerful cosmic being and Qigong master. E un maestru Qigong și o entitate cosmică foarte puternică. At almost 83, I don't remember his age exactly, he has a young child. La aproape 83 de ani, aproximativ, are un copil foarte mic. And he's been traveling for 35 years through all over the world, teaching Qigong, teaching the healing Dao, the art of managing qi. Și timp de 35 de ani a călătorit în jurul lumii predând Qigong. He has over 6,000 instructors, qualified instructors that he personally taught all over the world. Are peste 6,000 de instructori calificați pe care el i-a învățat peste tot lumea. He has countless written books and so many other material on the internet that people can learn from. A scris foarte multe cărți, sunt foarte multe materiale pe internet de unde oamenii pot afla mai multe despre el. And he's also leading darkroom retreats with Bigu State or Pranic State in Chiang Mai, Thailand, where his healing center is. Și de asemenea se ocupă de această experiență darkroom retreat în Thailanda, unde este centrul acesta also. That's how I did the darkroom this year with him in February, March. And I highly recommend looking at his work, especially if you are willing to learn the mastery with inner energy and sacred sexuality. Și vă recomand foarte puternic să citiți lucrările, mai ales dacă vreți să înțelegeți mai multe despre cum a lucrat cu sexualitatea sa. That's why I'm going to talk about the last day in my last workshop, but now I'm just giving you a hint. Despre asta va vorbi în ultima zi la ultimului workshop. Olga Podorovskaya, another dear friend of mine from Russia. Olga Podorovskaya, o altă prietenă foarte bună de ei din Rusia. She's been 18 years on this path of enlightenment. 18 ani se află pe acest drum al iluminării. She's nourished by prana for so many years. Este, se hrănește cu prana de atât de mulți ani. Most of the times he has been no food, no water. Now she's taking liquids. Majoritatea timpului nu a consumat nici mâncare, nici apă, nici lichide, dar acum consumă. And she's since 2011 in this state. Și se află în această stare din 2011. Most of the time she has spent in solitary seclusion. She has founded the Breatharian Institute in Russia and she created the technology of enlightenment. Majoritatea timpului a stat izolată, singura, a fondat Institutul Breatharian din Rusia și
She's a very challenging speaker. Este un speaker foarte care cere mult. Provocator. So I invite you to let your mind go and let the chi flow when you listen to their conference. Deci când ascultați, vă invit să renunțați la minte și să lăsați energia să circule. Our information is not for the mind. Căci informațiile ei nu sunt pentru minte. Yes. Erica Whitman, you can read about her, but she's not going to be with us. Erica Whitman, puteți să citiți despre ea, dar nu va fi. Editam, an amazing friend of mine, nourished by Pranas for over 10 years. Editam este un foarte bun prieten al ei, se numește Prana de mai mult de 10 ani. How many of you are watching his videos on YouTube, on Facebook? He's very, very active online, I love that about him. Actually, I want to show you, I'm not so much into technology, but surprisingly, Editam is. Eu nu sunt foarte mult cu tehnologia, dar Editam surprinzător este și îmi place asta. The selfie stick is a gift from him. I-a dat acest selfie stick. That I received in India. Care l-am primit în India. When we were traveling through the Ellora and Ajanta temples and so many other powerful vortexes. Când călătoream prin diverse vortexuri energetice foarte puternice și temple. And he was doing all these videos with me, and I was like, how do I use the selfie stick? And he bought me one just to teach me how. Și el era foarte activ pe social media, făcea toate aceste videouri cu ea și ea nu știa cum să folosească selfie stick-ul, așa că le-a cumpărat. Puțin mai tare. And we had conferences in Mumbai together. Și avem conferințe în Mumbai împreună. Mumbai in India. In Mumbai in India. And also in several Pranic retreats and festivals. So we work together, we collaborate very well, and he's an amazing being. Și de asemenea, multe retreat-uri din India și colaborăm și lucrăm împreună foarte bine și este o ființă minunată. Gaston Bachiani, who you're gonna meditate with tonight. Gaston Bachiani, cu care veți medita în această seară. Is also a beautiful Pranic friend who has been on liquids since 4 years now, I think. E un om Pranic minunat care consumă lichide de aproximativ 4 ani. The interesting thing about him is that while consuming just liquids, he's winning triathlons. E interesant, e foarte interesant că el, în timp ce consumă doar lichide, câștigă diverse triathlonuri. Yes, triathlons is a very harsh competition that implies swimming, running and various other powerful activities. Acestea sunt competiții foarte dure care implică notul, alergatul și alte activități extremate. So for those of you who thought that Pranic nourishment does not involve heavy physical activity, please ask him some questions about it tonight. His golden medal in triathlon. Deci cei care credeți că dacă renunțați la mâncare fizică veți avea diverse provocări din punct de vedere al efortului, puteți să-i adresați diverse întrebări, fiindcă a câștigat și aur în aceste competiții. And it's very, very important teaching about integrating the emotions. Și are diverse învățături foarte importante legate de integrarea emoțiilor. That's what we're going to work with tonight around 7 p.m. and he's going to also do a meditation of clarity with us. Despre asta vom învăța astăzi alături de el la ora 7 și va face și o meditație a clarității cu noi. Kai Hooker, who's going to join us shortly, and he has a workshop today at 9 p.m. Kai Hooker va fi alături de noi puțin timp și are un workshop la ora 9. Again, a challenging speaker, not for the mind. Este și el un speaker provocator, de asemenea nu este pentru minte. Nourished by Prana since 2012, I think. Se cunoaște cu Prana din 2012. He has a special initiation that has to do with a certain center in the brain that can be activated to be nourished in this way. Are o inițiere specială care are legătură cu activarea unui anumit centru din creier. And he has very, very interesting things to say about being connected to source. So you might want to ask him about that.
Și am niște lucruri foarte interesante de spus despre a fi conectat la sursă. His conference tonight is about how to deal with sensitivity. He works with many sensitive people and children with ADHD. Conferința lui este despre cum cum să interacționez cu oameni foarte sensibili, fiindcă el lucrează cu mulți copii cu ADHD și diverse persoane cu sensibilitate. One of his books is about ADHD children and adults. Una din cărțile lui este despre copii și adulți cu ADHD. He's very great with this type of work, and you might want to also personally ask him a question while he is here. He's going to be here for 2 days, and he's available for healing sessions as well, or initiation. Va sta aici 2 zile și este lucrat să-i puneți diverse întrebări, de asemenea, ține diverse ședințe de vindecare și inițiere. Sophia, we're hoping to be able to get in touch with her. She's in some forest in Ireland, as I know. If she's going to have internet and she's going to feel to join us, I'm going to be happy to help her. She's one of my soul sisters. Sophia este într-o pădure din Irlanda, iar dacă va avea timp și va simți, va intra în contact cu voi. She has been with us last year online, and she's planning to come live in the next session that we're going to have. A fost alături de noi în trecut și plănește să ni se alăture și în acest an. All I can say about her, she's a fifth dimensional light being in a very beautiful feminine body of 3D. Pot spune că este o ființă 5D minunată și este într-un corp din 3D foarte frumos și foarte feminin. She's said to not having consumed food or liquids for a long time. Se zice că nu a consumat mâncare și lichide de foarte mult timp. Pascal Martelli is arriving tonight. He's going to teach us about some important things on bioenergy healing and also some qigong in the morning. Pascal Martelli ajunge în această noapte, ne va învăța multe lucruri despre vindecarea energetică și va ține sesiuni de qigong dimineața. He wants to also bridge science and spirituality, or the visible and the invisible world. Și el vrea să unească știința și spiritualitatea sau lumea vizibilă și invizibilă. Specialized in various types of healings and shamanism and so on, he's going to tell you all more about what his capabilities are. Specializat în diverse forme de vindecare și șamanism, el vă va spune mai mult. Ray Mahor, whom I collaborated with in Spain in one of the retreats, care a colaborat în Spania într-un dintre retreaturi, has been very great as teaching manifestation to people. Este un minunat învățător al manifestării. He's a young but very beautiful human being with family and children now. Este o ființă tânără și minunată, cu familie și copii. He's been 1 year on fully prana. Timp de un an întreg a stat numai de prana. And now he's a flexitarian, as we call it. Și acum este un fel de flexitarian. Which means he's able to consume physical food in not so large quantities, but mostly he's on prana. Adică consumă prana fizică în cantități reduse, dar de asemenea și prana. It's going to teach us about how to manifest as a breatharian, which I love. Ne va învăța cum să manifestăm ca breatharian. Okay, and the two new speakers that I'm going to present are Ivan Orlik. Ivan Orlik este unul dintre ceilalți doi speakers. I wish I had this picture here. It was a nice picture with a dog. It's on our website. Era bine dacă avem și poza lui aici, are o poză drăguță cu un câine. He's a scientist who has worked for UN and he studies physics and astronomy. Este un om de știință care studiază fizică și astronomie, a lucrat cu UN. And at some point he dropped his place in a very important university and he started traveling with a boat with his family and tuning more into his holistic side. Și la un moment dat a renunțat la postul lui din cadrul unei universități prestigioase și a început să călătorească alături de familia lui, intrând într-un contact mai puternic cu partea lui intuitivă.
That's why he started doing pranic processes, and now he's measuring pranic people to see their body functions and several other items with his scientific activity. Și în ziua de azi, măsoară. Măsoară. Face diverse măsurători asupra corpurilor oamenilor pranici și activității acestor. Îi măsoară, îi cântărește, tot felul de chestii. O să vă spun eu ceva. And the last but not least, there we have Alexandra. Și ultima doamnă cea din urmă, Alexandra, care este aici cu noi. She's the daughter of Galina, like I said. E fiica Galinei, cum am mai spus. I think it's her first conference in a Pranic Festival. Yes. E prima ei conferință. So, adică she might be a little shy, so I want you to encourage her during this meeting. Deci ar putea fi puțin timidă și vă rog să o încurajați. She has run this Pranic Center in Crimea together with Galina for many years. Se ocupă de mulți ani de acest centru pranic din Crimea alături de Galina, mama mea. She's been 9 years on just liquids. De 9 ani consumă doar lichide. I think Kai is here now. 9 months on liquid. 9 months? Yes. That's what it says. Yes, good. And she since then is on raw food, mostly fruits. She consumă mare parte hrană crudă, mare parte fructe. And as my friend, I can tell you, she's a very vivid and compassionate being. Și este o persoană plină de viață și compasiune. And shy and nice. Și timidă și drăguță, o să vedeți. Okay, so this is all for the presentation of the speakers. Asta e tot legat de speaker. I'm going to just tune into time, okay? Time is very close to the end now. I'm just going to invite you to, for 5 minutes, have a short journey with me. Timp de 5 minute vă invit într-o mică călătorie. And then we're going to invite Galina to take us in a longer journey about pranic nurture. Și apoi Galina ne va duce într-o călătorie mai lungă legată de hrana pranic. But just tune into yourselves. And for those of you from Romania asking, pentru cei din România care întreabă, asking themselves why I'm speaking English, care se întreabă de ce vorbesc engleză, is because I want to honor our guests who have traveled a long, long time to be here. E pentru că vreau să onorez invitații care au călătorit. So, Galina has traveled for 2 days from Crimea to join us. Galina a călătorit timp de 2 zile să vină din Crimea până aici. She, and many other people have traveled many days to be here. Și mulți alții au călătorit multe zile să fie aici. Those of you who thought it is far from your city in Romania, think twice. Cei care credeți că e departe de orașul vostru în România, mai gândiți-vă. I want to honor these committed beings that have done this effort to be with us and speak their language. Vreau să onorez aceste ființe care au făcut acest efort să vorbesc în engleză. How many of you are from other countries here? Cine este din alte țări? What are the countries that you've come from? Can I say your country and have your hands lifted? So who's from England? Oh wow. Who's from Australia? Not yet. Who's from Russia? I think they're at the door, the rest of them. Who's from India? Oh, they're arriving tomorrow. Other countries, can you tell? Germany. Ireland. Italy. Ireland. Denmark. Ireland. Switzerland. What else? France? Do we have France here yet? No, hopefully the next days. So many beautiful people traveling from far away. We have a 5 minutes break or meditation, whatever you prefer. The bathrooms are at the end of the room, after the stairs, next to the entrance door. That's where you can go to toilet. Voi să sunt în spate, pentru intrare, vom avea 5 minute de meditație sau pauză, fiecare face ce dorește. So we invite you to now tune into your hearts. Deci acordați-vă la inimile voastre acum. I know you were tuned into your hearts, but tune in even deeper.
Știu că erați acordați, dar mergeți în profunzime. And start following your breath. Urmăriți-vă respirația. And with your breath, you go into a more profound state. Și alături de respirația voastră mergeți într-o stare mai profundă. I will gonna play some music in the background. Vom avea muzică pe fundal. I'm gonna thank my brother for being such a good translator for me. This is Mircea, my brother. Eu sunt Mircea și voi traduce pentru voi. There's Andrea here who has gone outside, who's the other cosmic angel helping me with the rooms. You've met her already. Andrea care a ieșit puțin este celălalt înger care m-a ajutat. I'm going to present you all my angels probably later tonight or tomorrow so that you know who is able to help you during this gathering. Vă voi prezenta și celălalt înger care vă vor ajuta cu acest festival. Galina is going to start shortly. She's preparing and in the meantime we follow our breath. Galina va începe în curând, se pregătește, între timp urmăriți-vă respirația. Feel your breath going deeper into your body. Vă simțiți respirația cum este și mai profundă în corpul vostru. If everybody's okay, I'm going to do both languages so my brother can rest and meditate. Mm-hmm. O să fac o să traduc în ambele limbi ca să poată și fratele meu să mediteze cu mine. Inspirăm și expirăm profund. We feel our breath going in up through our spine and then down through our spine with every inhale and exhale. Simțim respirația noastră cum urcă pe șira spinării și coboară pe șira spinării cu inspirația și expirația. We feel or sense that we are in a light column from the center of the universe to the center of the earth. Simțim sau ne imaginăm că suntem într-o coloană de lumină din centrul universului până în centrul pământului. Each one in the most appropriate color, the most appropriate energy for him now. Fiecare în cea mai potrivită energie, cea mai potrivită culoare pentru el acum, în coloana sa de lumină. O coloană de lumină cu diametrul cât brațele noastre întinse și încă puțin. A light column with a diameter like your hand stretched out and even a bit more. And each breath we breathe the air or the energy from this light column. Cu fiecare inspirație, inspirăm aerul sau energia din această coloană de lumină. Inspirăm și expirăm profund. We breathe deeply and profoundly. Visualize, imagine and feel your heart chakra now in the center of your chest. Vizualizați, imaginați-vă sau simțiți chakra inimii în centrul pieptului vostru. Breathe deeper, imagining your heart chakra expanding with every inhale, like a light sphere. Respirați mai profund, imaginându-vă chakra inimii cum se expansionează ca o bolă de lumină cu fiecare inspirație. We imagine that we have a light cable from the center of the universe coming into our crown chakra and then into our heart. Ne imaginăm că avem un cablu de conectare care vine din centrul universului, din chakra coroanei și apoi din chakra inimii. This connection cable is fueling our heart chakra with pranic energy in every breath. Acest cablu de conectare ne furnizează energie pranică în chakra inimii la fiecare inspirație.
We are connected with the heart of the central sun. Suntem conectați cu inima inimii soarelui central. With every inhale, we feel this pulsation of energy coming from the central sun into our heart sun, our heart chakra. Cu fiecare inspirație simțim această pulsație de energie care vine de la soarele central în soarele inimii noastre, în chakra inimii. With every exhale, we exhale out this energy into ourselves, into our internal organs, into our inner systems, into our auric field, and then out into the universe. Cu fiecare expirație, expirăm această energie în celulele noastre, în organele noastre, în câmpul nostru auric și apoi în afară în univers. Inhale again, more prana comes into our heart. Inspirând, mai multă prana vine în inima noastră. Exhaling, we send out this prana into our cells, into our organs, into our energy field, and out into the universe. Being filled in every cell by this amazing energy of love coming from the central sun. Fiind umpluți cu fiecare inspirație de această energie a iubirii și compasiunii care vine din soarele central. We allow this energy to come down into our lower centers and into our feet as well. Permitem acestei energii să meargă în centri de jos și în picioare de asemenea. We then allow it to flow as roots, as anchors into the center of the earth. Îi permitem apoi să curgă precum rădăcini sau ancore către inima pământului, centrul pământului. We kindly connect to the center of the earth with our love message. Ne conectăm cu blândețe, cu centrul pământului, cu mesajul nostru de iubire. We feel the center of the earth, the heart of Gaia, responding to us, sending love back to our roots, our anchors, up into the soles of the feet. Simțim inima Gaiei cum ne trimite înapoi răspunsul ei de iubire, prin tălpi, prin rădăcini și în sus, prin picioare. Simțim cum urcă prin tălpi, plezne, gambe, genunchi, pulpe, până în bazin și perineu. We feel this energy of Gaia, heart of earth, climbing up through the soles of the feet, then the ankles, the calves, the knees, the thighs, and up to the perineum and the hips. We feel it going up to the base of the spine and then up throughout the spine. Simțim cum urcă pe șira spinării și apoi în sus pe șira spinării de la bază până la cap. We feel it reaching the heart chakra and then the base of the skull. Simțim cum ajunge la chakra inimii și apoi la baza craniului. We feel it going up to the top of our head and springing out when the body is filled, like a fountain or like a toroidal field, forming a shield of sphere of light around our bodies. Simțim cum urcă până la baza craniului și apoi până în creștetul capului și țâșnește ca o fântână arteziană sau un fânt toroidal, urmând o sferă în jurul nostru de lumină, biocă. In this bio-shield, you are protected, the energies are filtered and harmonized. In acest bio-scut, ești protejat.
și energiile sunt filtrate și analizate. Și nimic din ce nu este de folos, Wi-Fi, forme gând sau alte lucruri care nu sunt benefice, sunt ținute în afara acestui bioscop. And all that you no longer need is kept outside this bioshield. The Wi-Fi, the thought forms, anything that no longer serves you. Going back to your heart chakras, having blended these two lights, the light from the central sun and the light from the center of the earth, you have them all mixed in your heart chakra, the perfect blend of yin and yang. Întoarcem în chakra inimii și avem acest mix perfect cu energia yang din soarele central și energia yin din centrul pământului. Avem acest mix perfect de yin și yang, masculin feminin, în chakra inimii. And from that point of stillness, from your heart chakra, din acel punct de nemișcare al chakrei inimii tale, we begin to emanate rays of light to all the people in this room. Începem și emanăm raze de iubire către toți oamenii din această cameră. To all the people that are yet to arrive, către toți oamenii care sunt pe punctul de a sosi. To all the people who are listening to this online and joining us online. Către toți oamenii care ne ascultă online și ne urmăresc online. To all the staff, to all the staff in the places that we're hosted in. Către toți oamenii care ne ajută la locurile unde suntem găzduiți. To all the people in the area and all the people in your own countries and all the global network of Pranic people. Către toți oamenii din țara voastră și toți oamenii din comunitatea voastră și toată comunitatea globală pranică. And to all the people that are also open to this and receiving this love. Și toți oamenii, tuturor oamenilor care sunt deschiși pentru asta și primesc această iubire din câmpul nostru. And to all the not talking beings, the beings that are animal kingdom, către regatul animal, to the plant kingdom, to the mineral kingdom, to the fairy kingdom, către regatul plantelor, regatul mineralelor, regatul zânelor. We ask that only the beings of the purest light and love can be in contact energetically and telepathically with us now and throughout all this gathering. Cerem ca numai ființele din lumina cea mai pură și care acționează pentru binele nostru cel mai înalt să poată fi în contact energetic și telepathic cu noi în această adunare. Only the beings of the purest light and love can be in contact with us energetically and telepathically. Only the beings of purest light and love can be in contact with us energetically and telepathically throughout this gathering. We set our connection intention. Ne setăm intenția cu cine ne conectăm. We ask that all of those who are meant to come and have not decided yet, that are meant to be here, just be able to be here, cerem ca toți cei care sunt veniți să vină și nu s-au hotărât să poată să ajungă aici. And we ask that we are all compatible, divine self to divine self, and we are all communicating divine self to divine self, and we are all communing divine self to divine self. Și cerem să fim cu toții compatibili de la sine divin la sine divin, să comunicăm de la sine divin la sine divin și să ne contactăm unii pe alții de la sine divin la sine divin. That is our intention for this gathering. A
And Cristiana is going to translate for us with Galina at the next workshop. And we're preparing to invite Galina in 5 minutes on stage. Cristiana o să ne traducă workshop-ul cu Galina și ne pregătim să o invităm pe Galina în 5 minute. Those of you who really, really need to go to the bathroom, come back into your bodies like your hand within a glove and ground yourself to the center of the earth and then come back into the room. Conectați-vă din nou cu corpul vostru, veniți în corp ca o mână într-o mânușă, corpul de lumină, corpul fizic. Centrați-vă, puneți-vă rădăcinile în centrul pământului și veniți în cameră. Și dacă aveți într-adevăr nevoie la baie, mergeți 5 minute, sau dacă nu e o urgență, atunci mai avem o oră și jumătate de minunății cu Galina. Este o toaletă aici și o toaletă în hol, în, aici în cabană, da? Deasupra. Puteți să le folosiți ca în hol. So we're going to have 5 minutes of break and then coming back to the room. Perfect. I love you when you don't care. Let go of yesterday and everything else.
Yes.